Așa. Și acum solemn îți spun. Deci după reușita auditului pe care l-a comandat Ringier în România, au decapitat întreaga conducere a trustului. Da, domnul Tolontan nu se lasă plecat, o să plece, acces de abuz asupra libertății de exprimare, au închis azi dimineață ediția tipărită a Gazetei Pentru Sportului și l-au dat afară pe domnul Tolontan din împreună cu încă 8 cetățeni. Adică eu tăia cașcavalul la jumătate. Eu tăia cașcavalul la jumătate. E o dramă, e un atac asupra libertății de exprimare. Se plânge cu lacrimi de sânge în rețelele sociale. Adică, nu, stați așa puțin să analizăm și semantic. Hai să analizăm. Deci, Ringier, trustul, da. Este... Deci, sunt niște... Deci, sunt cam ca Putin, corect? Păi nu, că de asta se spune, nu? Da. Și interzic drepturi de liberă exprimare. Deci, aha, compania elvețiană Ringier... Pe banii, da. Nu, compania elvețiană, da, Ringier, da? Compania elvețiană... Este, de fapt, un fel de companie rusească, da, dictatorială, da, care vrea să taie dreptul la libera exprimare, da, a jurnaliștilor din România. Da. Și nu te îngrijorează chestia asta? Asta? Tu crezi asta? Nu. Nu, acolo a fost ceva, s-a bombardit ceva, n-are fel, n-are cum. Că de-aia a început... Păi stai să ne înțelegem foarte bine, că... Acolo s-a făcut un audit. Cum îți explici că după auditul ăsta, păi, și-a toți îi dă afară? Îți explic eu. Auditul s-a făcut în urma dezvăluirilor noastre și a scandalului public generat de sinuciderea nefericitei alea de fete, dacă ți-aduce aminte. Așa, da, și scandalul și tot. Și noi am îndrăznit să punem niște întrebări, dacă cumva erau cu actele în regulă. A ieșit scandalul care a ieșit, ei au scos 2000 de semnături pe masă să ne interzică emisia și să ne belească ce ne-au. N-a fost să fie. Într-un final, compania elvețiană, confruntată cu un uriaș scandal, pentru că, până la urmă, le-a murit un om care era pe gestiunea lor, ca să zic așa, și n-a murit oricum, ci sinucis, înghițim vreo 6-7 pastile. Din noul tratament care sper că îmi va face bine de data aceasta. Da, prin nou tratament care sper că îmi va face bine. Dat de psihoterapeut. Compania elvețiană a comandat un audit ca să vadă în ce măsură prăvălia sa în România respectă nobilele idealuri ale capitalismului, ale libertății de exprimare și ale respectării legalității. După aia au dat un comunicat de presă că auditul a fost perfect și a doua zi l-au dat afară pe directorul general, care ulterior a și făcut un infart și a murit, Dumnezeu să-l odihnească, Mihnea Vasiliu. Foarte ciudat tot. După aia, în urma celui așa audit, au dat afară redactorul șef de la Gazeta Sportului, pe bază de despăgubiri financiare, lucru pe care au omis să-l spună martirii libertății de exprimare, că întâmplător îl cunosc pe Cătălin Țepelin. Dar ce doresc să aflu? Și n-a plecat pe gratis acasă. Da. Da? Și ultima măsură pusă în aplicare, conform acelui audit, a fost concedirea domnului Tolontan doar de la Gazeta Sportului, că de la trust are o clauză mare de reziliere, ca să zic așa. Da. Ca știu să-și negocieze contra. Da, dar eu vreau să pun următoarea întrebare. La ce subiect, nu s-a aflat până acum, nu știu, până chiar nu știu, la ce subiect s-a îngrădit libera exprimare? La un subiect despre o dezvăluire, despre o anume casă de pariuri, al cărei nume nu-l spunem, pentru că nu vrem să distorsionăm piața păcănelelor. Cum? După cum auzi? Adică despre ceva care nu se poate spune, da, secret. S-a cerut să se vadă în avans un articol despre o anume casă de pariuri, dar nu spune care dintre ele. Altfel, ziarul și site-ul fiind pline de reclame la casele de pariuri. Am înțeles. Deci, deci nu e vorba despre asta. Deci, stați un pic, dreptul la liberă exprimare, dar nu spunem despre ce. Da. Și nu spunem cine. Ok. Că s-a întrebat, dom'le, cine v-a cerut articolul? Ce presiune a făcut și în legătură sau în favoarea cărei companii s-a făcut treaba asta? Fiecare pasăre pe limba ei piere și... Păi nu, dar stai un pic, tu crezi că în anul electoral 2024 Tolontan, o piesă de bază a tuturor campaniilor, o să rămână pe afară? Te întreb așa, de nesperiență. Nu, eu l-am și avertizat pe domnul Tabalabă să fie atent că Tolontan își face un site fix ca G4. Deci Tolontan va avea o alternativă la G4? Păi la G4, doar, nu o să aibă o alternativă anti-hashtag. Că el e hashtag, nu? Păi și stai un pic, ce facem? Risipim resursele în două locuri, în același timp, ca să susținem aceeași cauză? Sper că ai văzut că resurse vor veni de la UE. Pentru combaterea dezinformării, sigur. Și pentru, nu, pentru presa independentă, ONG-uri, normal, toate cuvintele alea. Și sunt vreo 11 milioane, cred că pe toată Europa. Cred că pe toată Europa sau doar pe România, nu știu, n-am citit. Cât crezi că poți să treci din 11 milioane?
Păi dacă eu îți dau 1.000.000 de euro la site pe an, ai că treci. Păi depinde câți angajați ai la site. Păi câți poți să ai? Păi tu știi câți are Tolontan după el acolo? Păi tu, la Libertatea? Fo 90. Ok. Păi da, astea care s-au solidarizat cu el. Ce fac? Pleacă cu el acum? Nu! Ce... Are noua prăvălie bani să țină 90 de oameni? Păi dar nu o să plece 90 de oameni, revinoți. Asta așa e la început, în primele zile. E, hei, rup, hei, pac, până vine salariul. Până vine rata sau factura la curent. Nu pleacă niciun 90. Nu, dar tu ca să-ți faci un site nou, nu ai nevoie de 90 de oameni. Poți să pleci cu 4. Și pentru 4, 100.000 pe lună, păi ce? Și restul de 86 de solidari, ce faci cu ei? Lași în ghearele patronului Hapsân? Nu. Ceilalți 86 de solidari vor rămâne solidari. Rămân, dar în gând. Știi când să rămâi în gând? Solidar în gând. Și ei vor rămâne onoare la Libertate. Cine crezi că pleacă? Pleacă tot trustul, să zic. Păi de stai un pic, el are totuși o curte de fideli, o curte de pași 5. Acolo. Așa. Și pleacă cu ea? 5. Pleacă cu păi ea și 5. Restul ăia care au făcut tunelul cu aplauze și cu tot aia, ce fac? Ia, rămân șocați. A, se șochează. Se șochează, așa e în corporație. Și după aia trec pe antidepresivi. Deci la garnizoane de genul ăsta și jurnaliști așa, ei rămân șocați, au din asta așa și după aceea își continuă activitatea ca și cum nimic nu s-a întâmplat, pentru că ce se întâmplă, te ia așa, vă luă și viața și gata. E foarte ușor. Știi ce se întâmplă cu tipul acesta de... N-am nimic cu jurnaliști, chiar n-am. Știi ce se întâmplă? Heirupismul ăsta hashtagist ține foarte puțin. După cum ați văzut, că dacă ar ține foarte mult, unde sunt hashtag rezistiați? Hai să fim serioși. Unde sunt? Unde sunt? Nu, da, unde eu sunt? Te întreb unde așa, sunt? Că acasă, unde sunt? Așteaptă viitorile campanii electorale. Exact. O să vină Cașcaval, am înțeles că o să vină de la UE Cașcaval, pentru că știi ce se întâmplă? Ea de la UE s-au îngrijorat că cu presa independentă... Vin de la... Și vin niște bani acum, da, în 2024. Dar crezi că domnul Seroș mai are de cheltuit după ce a terminat de umplut Free Palestine? Adică mai are și pentru ai noștri, săracul? De o parte, ceva? Știi ce se întâmplă? În general, domnul Soros este asociat exclusiv cu Statele Unite, cu etc., dar eu cred că e asociat în altă parte. Acum e un pic la deranj, că nu prea e cu Statele Unite. Că e cu ea care fac bau în Statele Unite și nu numai în Statele Unite. Pentru că este o cu totul altă gândire la Soros, pe care eu l-am numit a fi un geniu și mențin părerea, că nu contează că ești... Sau cum ar spune domnul Chiriacu, un om deasupra vremurilor. Da. Domnul Chiria, care își face și 6 de site-uri pe bandă, nu? Păi da, normal. Normal. Păi vine campania, e nebunie. Păi da, domnul Chiria. Sunt dacă are loc. Da, domnul Chiria nu e oprimat în libertatea de exprimare de domnul Vâlcu. Vezi? Domnul Chiria nu se plânge că vine patronul și îl oprim. Domne, tu întrebi dacă mai sunt bani pe piață. Păi dacă domnul Chiria că mai făcut un site, adică tu nu crezi că are loc și domnul Tolontan pe piață sau ce? Păi da, domnul. Păi și câți bani apar în campanie? Domnul Tolontan e obișnuit cu cifrele mari, nu e cu cifrele mici. Da, știi cum e, te obișnuiești.